sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. I just try to keep it real, find a way to buy a meal. Find a way to make a deal, find a way to help us heal. I don't wanna have regret, that's what pushes me to get everything I wanna get, work with every single breath, yeah. I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. Ok, deci salutare tuturor și ce să vedeți că astăzi suntem live cu ceva și mai special. Bine v-am regăsit de asemenea la un nou live. Astăzi cu ce să vedeți, un nou cont furat astăzi pentru o ocazie foarte specială. Noul meu cont, dacă nu știați, deci este aici în miniatură. Un cont pentru care, ce să zic, proprietarul s-a ocupat de cont să îl investească și să îl încaseze cu o sumă la care mulți nici nu visați sau nici măcar n-ați băgat atâția bani în viața voastră, în orice, cât e în contul ăsta, nu știu, efectiv. Când stau și mă gândesc că toate chestiile astea de... am făcut un mic tur ca să am o idee. Toate chestiile de la el costă bani și costă destul de mulți uneori. Dar nu suntem aici ca să vorbim despre chestia asta, suntem aici ca să prezentăm contul și în același timp să căutăm un cumpărător pentru cont, pentru că, ce să vedeți, Thor, proprietarul contului, vinde contul său. Acum, ideea este că nu știu exact moneda în care s-a gândit el să o vândă, nu știu dacă este vorba despre RON sau euro, adică nu am văzut nicio indicație, deși presupun că euro, clar euro, pentru că na, e imposibil să nu vrei în euro pentru un așa cont. Bun, deci am face bine acum să începem cu turul, pentru că este cam cea mai importantă parte, nu? E Bitcoin, am pe acolo, așa. Bitcoin, nu știu, întreabă, poate că primește, poate că nu primește. La care, dacă se menține, da. Și cred, da, eu o să zic că da. Deci, ca să scoatem din discuție chestia asta, ca să nu rămână nimeni confuz, o să fie în euro prețul, da? O să vi-l zic la final pentru că vreau să rămână tensiunea aia așa până la finalul live-ului de preț, însă până atunci haideți să admirăm împreună contul, pentru că este un cont care sincer are destule, are foarte, foarte, foarte multe chestii pentru care eu sincer nu m-aș putea să dau diamante sau bani sau orice altceva. În primul rând are niște chestii pe aici, după cum puteți vedea, are niște jucăriuțe, adică, nu știu, chestiile astea le vezi pe oriunde, nu? Adică, undeva la aia care se joacă free play, pe la Royal, pe acolo, adică... Bun, de ce, știi? Adică nu e așa mare scofală. Ok, hai să trecem la caractere, pentru că e singurul... O să începem cu chestii mai inutile și terminăm cu alea mai principale care trebuie să fie bun. Deci pentru început are toate caracterele, toate, tot, toate abilitățile deblocate pe toate, ca să scoatem asta din discuție, adică aveți Chrono, Skylar, tot ce vreți voi, toate maxate, etc. Hai acum să vedem cum stăm cu hainele, pentru că sunt o varietate foarte mare de haine.
o varietate atât de mare încât cred că o să stăm o oră numai ca să prezentăm contul, bine, nu că m-aș supăra, adică, omule. Și este timpul să o facem, adică ce avem de pierdut. Deci vom începe. Ăsta e contul care a jucat TDR-ul, pe bune? Mamă, TDR-ul se joacă pe contul tău, Tor, așa faci. Wow. A avut un cont pe care a luat bani. Da, surpriză că am stat să mă uit la chestia asta. Bă, am dat și puțin scroll pe aici, asta e, că asta e puțin out of context, dar vreau așa să o spune din discuție. Ia uitați pe cine are Tor la prieten aici, vedeți? Vă pare cunoscut? Ia uite-l. Ia uite-l. Mă, nu știu, e bine totuși că ai reușit să faci rost de tine, să te adaugi la prieten, măcar aș să ai o amintire. Adică contul ăsta o să rămână unit cu contul trecut, ai înțeles. Bun, hai să scoatem și asta și acum hai să vedem cu skin-urile cum stă. Deci, în primul rând, are costumul Cobra, pe care sunt convins că îl știți foarte mulți. Mulți îl aveți deja pentru că s-a băgat a doua oară și alții nici nu vreți să dați la el. Na, este strict alegerea fiecăruia. Are aici, ce este asta? A, este urâtania aia de ziceam eu că o să-i placă lui Max pantaloni. Bine, cred că lui Max îi plac pantaloni aia, dar nu, are el diamante ca să dea. Are ultimul incubator pe costumul ăsta cu coifuri, foarte frumos. Aici mi se pare că e lipes ăsta. Are și îngerul ăsta păzitor care seamănă cu Doc când se duce la culcare, elipesul de Halloween. Da, caracterul din Metin. Ăsta de la Faded Wheel cred că a fost, ăsta care a fost gratis cu testoasa, cu toate alea. Un Faded Wheel din nou de la Rampage de atunci, un păr care... A, corect, e părul din elipes. Mai departe ce e ăsta? Ăsta e... A, ăsta e Max când se enervează. Ăsta e Max când... Când vede că pierde 7-1 și după aia mai facem că urmăm și bate 0-7. Hai, mai departe ce avem aici? O, l-avem pe Sebi în timpul liber. Sebi, călătorul în timp și spațiu. Asta e Dante, că știu că Dante se îmbrăca cu costumul ăsta. Avem și clovnul nebun. Prințul, ce mai pe aici? Avem multe haine, da? Avem foarte multe, o să ne pierdem timpul cu toate hainele pentru că sunt multe, da? Deci sunt... Foarte, 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 foarte multe. Max 7-0 pe foame vie. Doamne, iartă-mă. Se poate au jucat for fun și știi, adică dacă se nerva, îl bătea, dar n-a vrut, adică știi cum e. Când nu ești tu când nu mănânci Snickers. Bun. Mai departe, ia uite, vedeți, diamond-uri, costume, mamă, costumul ăsta a făcut un an de zile de când a fost băgat. Avem aici frumos Elite Pass-ul din decembrie, cred că a fost în decembrie, frumusețea asta care are cel în ureche, pe care nu și-l permite toată lumea, bineînțeles. Elite 1, nu știu dacă are Elite 1, nu? Mi se pare că nu are Elite 1, pentru că... pierduse postul cont care începuse să joace pe el... Nu știu în ce Elite Pass, mi se pare că 10 sau 11. Deci, da, nici pe contul ăla n-a apucat să-l ia. Mai departe, ia uite, vedeți, costumul de rampage, costumul de la rampage din nou. Costumul ăsta, două bucăți, costumul lui Kerix, ia uitați aici. Dacă are să da gratis, din câte știu, Elite Pass-ul din august. Încă un Diamond Royal, încă un Dante. Că și cu asta se juca aici, habar n-a ce să zic. Da, e purila foarte frumos. Dar ce? Hai de... N-am ce zic. Așa da. Aici unde nu are toate bucățile, aparent lipsesc pantalonii și papuci. Așa, trepu. Astea de-au fost atunci. Dar ce să vezi și să nu crezi. Deja de aici începe să se simtă diferența aia de player, știi? Adică unul care și ia ceva și altul care și ia ceva mai scump. Deci deja observăm aici puțin o diferență între îmi cumpăr ce vreau și îmi cumpăr orice vreau. Da? Bun, hai să continuăm mai departe. Avem Elite Pass-ul care a fost gratis, cred, dar nu contează asta. Avem și frumusețea asta de costum, ăsta pe care
Mi se pare... Stai, costumul ăsta știu ce e. Costumul ăsta e costumul cu care Thor a început să joace pe contul ăsta. Deci mi-aduc bine aminte ziua asta. Ziua aia. Deci, cum îi zicea, misteriul ăsta pe care îl vedeți voi aici este misteriul în care Thor și-a făcut contul, practic, adică contul de acum. Și toate restul sunt istorie, pentru că le-a luat după aia. Bun. Nu știu cum îi zice la costumul ăla, avem skater-ul, avem marioneta clasică care s-a băgat de doamne iată nu știu de câte ori. Este invite-ul, deși nu o să le acceptăm pentru că avem de făcut o chestie, nu avem de când să jucăm. Top gamer-ul care de asemenea era un costum pe care Thor îl îndrăgea foarte, foarte mult. Mamă ce le-am. Mă, și cei trei misterii ăla chiar a meritat, adică este un misterii pe care după ce, nu știu, a fost băgat, mulți pe care nu l-au cumpărat au început, bă, în show ăla și a fost o chestie, să bagi costumul ăla 2 ani mai târziu, și normal că l-au vrut mulți. Avem aici și un Naruto turbat, abar n-am de la ce e ăsta, deși știu că e recent. Avem și, cred că, acum începe diferența de, nu acum. Și are până acum două costume la incubatorul ăsta cu graffiti, chestii, steaguri, nu știu ce erau la spate. Elitpes-ul de săptămâna, de luna asta, cu Alibaba și cu aia. Așa, aici la Venom unde nu are tot costumul, deși am văzut că poate să-și ia dacă mai se joacă puțin. Are și spiritușul turbat, foarte frumos, un costum autentic, are și faraonul. Mă, nu știu, mă gândesc, oare faraonul ăsta o să fie vrut în viitor, că nu prea l-are multă lume. Adică să vezi costumul ăsta că începe să fie vrut pentru, nu știu, pentru pantalon, că pare așa mai special. Altceva nu prea cred. Părul ăsta care arată foarte frumos. Unul dintre costumele de la incubatorul ăsta. Aha, ce amuzant, dar ce să vedeți, sta în umbră și scrie mesaje, vai ce mândru sunt de filmul ăsta. Uite, vedeți, are costum pe albastru, bă, ce bogat e torul ăsta, dacă și-l permitea și pe la ultimul, era perfect, dar n-a vrut el să-l cumpere. Are prințul pe roz, în cazul în care vreodată v-ați dorit un prinț de altă culoare, aveți și pe contul ăsta, avem Angelica Lu, full set, avem Gold Royal, avem costumul lui Max și Sasuke, asta nu interesează, nici asta. Angelical de baie, Gold Royal ăsta cu verde, cu chestii, sau nu un Gold Royal, Free Fire Token parcă era. Costum de la Rock Token, mă, nu știu, costumul ăsta mie o să-mi placă pentru un singur motiv și ăla o să fie părul. Deci gen părul ăsta, așa ciudat cum e el, dacă îl combini cu diferite chestii chiar arată mișto. În afară de păr, nu știu, nu prea văd altceva mișto la costumul ăsta, că e prea încărcat, nu știu, și bluza e prea mare și pantalonii prea mari și restul continuu. Avem și misteriul ăsta care se putea și mai pe Lucifer pe varianta albă, Lucifer pe varianta neagră, Free Fire Clash, nu, Continental Series, așa. Da, samuraiul Bushido, ce mai pe aici avem, vârcolacul nebun, roacerul turbat, capitanul, nu vreau să spun numele, l-avem și pe Darius în persoană, ăsta ce era, Devil Hunter pe albastru, parcă da, pe albastru, ia uite, hocheistul lui Ștefan, cu care se juca Ștefan toată ziua, pleca Teodora, bă, ce faci să mă pe chat, că nu pot, mă rog. Orice îți dau ăștia invite, se vede că e jucător de... Mai Grandmaster vă când dau invite. Avem și ăsta de la... Nu știu cum se numea... Andalu... Ragnarok, așa. Doctorul lui Mateo. Foarte frumos. Gold Royal care a fost foarte iubit de toată lumea. Graffiti-ul ăsta pe albastru. Ăsta ce mai este? Ăsta e așa rar. Ei, ca să vezi... ca să vezi, ia uite, vedeți, are și costumul ăsta, bine, chiar dacă probabil urmează să se bage în vreo maxim o săptămână, două săptămâni pentru că o să fie votat, în afară de asta, na, nu știu, încearcă să scoți banii cât poți dacă o să fie să-l cumpere cineva, deși nu prea cred că o să mai poți pe costumul ăsta. Ce mai e ăsta? Cățenia asta, marioneta pe roșu, deci are trei din patru marionete teoretic, nu are pe aia mov.
pe care o are Ronaldo, deși el voia să-și o ia pe ultima, dar trecem peste. Încă un gol de Real foarte frumos și ăsta. Uite, aparent are toți trei ăștia, cum le zice, nu știu cum se numește, bundle, le zicem, are toate trei piepturile, pentru că știu că așa sunt denumite, are toate trei piepturile pe negru, albastru și auriu. Am înțeles aici, na, puțin mai sărăcie, are misteriu, unul luat de prima dată, vă promit eu că de prima dată cumpărat. Ce mai pe aici, tot costumul ăsta, nu e tot costumul, sunt pe ochelari, că i-a furat cineva, mă întrebare cine. Ăsta nu cred că ne mândrim cu el, că mai bine lasă, are și, ia uite, Sasuke, ia uite ce are tor, ia uite ce are tor, vezi Sasuke ce are tor, vezi ce are tor, vezi ce are tor, vezi. O, cum să ne mai ai la gură? A, uite, are și preistoricul ăsta foarte, foarte mare. Are ce ăsta? O, avem hackerul, hackerul. Dacă tot e... Trebuie pe cineva care s-a mai jucat pe cont, poate ne spune. Ăsta mi se pare că a fost gol durea, ăsta ce mai e? What? What? Păi, a fost și ăsta incubator? What? Bă, că nu înțeleg. Hai că, da, deci incubatorile aparent au fost și rare la incubatorul ăsta. Foarte șmecher, na, ce să zic. Avem costumul, nu, capul lui Zed Fake, avem pre-order-ul ăsta pe care nu prea l-am văzut să-l joace nimeni pentru că, da, nu este din de jucat. Avem Angelically pe roz, mare parte din el. Avem costumul ăsta de baie pe roșu, costumul lui BNL, costumul de el purta Sasuke acum mult timp. Avem costumul lui Sebastian Badea, care multă lume vrea să-l joace cu el. Jezu pe roz, cu păr albastru sau nu știu, prizonierul pe portocaliu. Tuxedo pe albastru, adică clasicul. Avem și urechile în cazul în care vreți vreodată să deveniți ceva ce nu sunteți. Pui în cap, fesuri, șapcă, niște pălării și am terminat cu Maximul. Eca. Acum nu mai stăm, nu o să mai stăm să ne uităm la toate chestiile de pe ochi, pentru că mare parte au fost pe cap, deci o să luăm mai costumele care știm că nu le-am văzut, cum ar fi crocodilul pe care aparent îl are complet, îl are pe ultimul. O alegere foarte ingenioasă, după care este spărgătorul de nuci, un alt bundle pe care nu cred că o să-l joace aproape nimeni, dar nu contează, în continuare eu zic că merge acolo la colecție. Ia, ce alte bundle-uri mai sunt dintr-o... uite astea, are și elitesul ăsta. Nu știu, restul, mare parte sunt cu chestii de pus pe cap și nu prea o să se complete. Uite, văd că aici, hai sărăcie, nu știu ce zicem. Ăsta, ia uite, vedeți, încă un elites care... așa mai merge. Așa mai merge, adică... N-arată bine. Ia uite, gata, perfect, arată foarte bine. Trebuie pe bucăți, ce ai să le pe bucăți? Aolo, scuze, eram concentrat puțin pe costumul sine. Dacă ai să pe bucăți, mă rog, ai înțeles ideea, deci nu mai contează. Deci are iepurile ăsta ultimul, are... Pe costumul... deci aparent sunt... Este mă cum vine asta, deci e costumul sine și genie și... Am înțeles, aparent. Ce mai pe aici? Încă un Elite Pass foarte frumos și ăsta la colecție. Aici nu ne băgăm nasul că nu ne trebuie. Elite Pass-ul din care s-a lăsat racu. Și să nu uităm de... Mamă, ăsta dacă se bagă, cred că o să vrea mult să joace cu el. Dacă. Pe puțin eu n-am văzut așa multă lume să-l vrea momentan. Deși sunt convins că o să explodeze și ăsta cândva. Nu știu, presimt eu că în viitor o să vrea lumea să joace cu el. Avem și costumul din care s-a apucat Dante. Și ce să vedeți în exclusivitate, avem aici frumos clovnul, chiar ultimul. Cred că o să ne facă tot o surpriză și o să vedem în jos niște costume noi. Dacă... Bun, până acum am văzut tot ce ne interesează, dar să nu uităm de cel mai important costum, adică ăsta. Deci, cum am putut să trec peste costumul ăsta, nu mă întrebați, nici eu nu știu. Dar este un costum unic, da? Pentru cei care nu-l știți, trebuie să-i știți numele. N-aveți cum să nu știți numele la costumul ăsta. E un costum pe care trebuie să-l știți.
3 luni în urmă ruleta. Da, și cine a dat bani ca asta e ultimul costum? Pă bune acum, nu ăsta care să dea la toată lumea blueprint-uri din 5 spinuri. La TDR-ul parcă, dar văd că toți știți pe TDR-ul de joacă pe contul lui Thor. Deci aparent pe viitor, dacă vreau să întreb de contul lui Thor, o să zic contul pe care a jucat TDR-ul Free Fire, că în termen mai... Cred că schimb titlul puțin, zic acolo. Contul pe care s-a jucat TDR-ul Free Fire este la vânzare ca să tragă mai multe persoane, că nu se mai poate. Deci până acum e cea mai vorbită chestie pe live-ul ăsta, că faptul că TDR-ul s-a jucat pe contul ăsta pe live pe Free Fire. Hai să continuăm, avem aici... Village, nu, ce-am zis? Cum se cheamă mă ăsta? Ceva cu vie, nu mai știu cum se cheamă. Bă, bune că nu știu numele. Bă, nu, deci eu refuz să cred că nu vine numele în cap. Vigilante, mă, așa, vigilante, da, gata, bun. Am avut un lapsus acolo, dar mi-a nevenit. Avem și samuraiul ultimul în premieră și în avant-premieră. Avem costumul ăsta, nu e chiar atât de... Bine, nici că ai putea să joci ceva din el, asta, na, este bun. Avem și sperietoarea de ciore a lui Viorel, care se juca cândva Free Fire, amin. Casca de heroi cu care se juca Pitbull, înainte să se lase. Avem și casca asta de Venom, în cazul care nu știați, este foarte rară, așa că mai bine cumpărați contul ăsta. Avem și zebra lui Ghost, o zebră foarte prietenoasă și frumoasă. O l-a jucat Free Fire la next level, da, se juca pe contul lui Thor, era la next level. Altceva, trebuie să mai fie chestii pe aici. Vedem bandana asta galbenă, care este o imitație pentru PS4, nu știu, așa am văzut, imitație pentru PS4. Dar se pare că în unele dăți iese și tigrul din Thor, vedeți costumul ăsta o demonstrează. Aolo, doamne, firai costumul să-i fie, bă, n-a vrut să dea un blueprint la incubatorul ăsta, bă, unul singur n-a vrut, deci costumul ăsta n-am nevoie, nu, ăsta nu mă uit, ăsta e oribil, nu vreau. What? Hai că am înțeles, aparent avem 3 din 4 și aici. Un cap de bulldog să fie primit, să nu fie primit, nu știu ca din ele. Avem și asta. Avem și masca asta pe care și pe asta o cerea Sasuke. Băi, Sasuke, ce faci? Uite, vezi, are tor la chestii pe care tu nu l-ai visat vreodată să le iei. Avem și iepurile lui Philip. Philip Sniperul României. Avem și Frankensteinul, un alt bundle special pentru urățenia sa uimitoare. Aparent deci are doi clowni, printre care ăsta și ăla cel mai scump. Și aparent și doi samurai, ce să vezi, are pe ăsta albastru și ăla cel mai scump. Da? Bun, în afară de asta, ia uite, are și iepurele, deci cred că din momentul ăsta o să fiți toți nebuniți după, mă rog, cei care n-aveți iepure o să fiți nebuniți, cei care aveți iepurele, asta e acum, nu vă mai cumpărați cont, bine, nici că ar fi nevoie să vă cumpărați momentan. De asta e acum realizez că am uitat să-i pun. Deci în cazul în care până acum cineva a pus ochii pe contul ăsta, însă vrea să afle prețul mai repede, aveți în momentul de față pe ecran Instagramul cu care puteți să-l contactați pe Thor pe Instagram. Deci am zis Instagramul cu care puteți să-l... Da, mă rog, ar fi interes ideea, deci aveți acolo aroncosmin_pl21. Și să continuăm cu chestiile, deci a rămas la ăsta New Year-ul și el foarte frumos, are și satana, gata, din momentul ăsta puteți să ziceți, gata, contul ăsta trebuie să-mi pun ochii pe el, are și barba, uite, vedeți, uite. E pure lui Hell sau costum, păi de ce să-i zic așa? Poate că atât de mult cu el încât trebuie să-i zic așa, nu știu, duc aminte, uite, vedeți, are două bucăți la ăsta, nu? Deci se întâmplă tot, cum să ai doar două bucăți? Are aici două măști la chestiile astea, ăsta mi se pare că la Free Fire Token. Mamă, cât de frut a fost bundle-ul ăsta când s-a băgat prima dată, mi-aduc aminte. Mamă, 2000 de diamante e numai ca să lie, mă. Bine, cred că și acum ai 2000 de diamante bundle-ul ăsta, dar acum trecem peste, na, o să... Așa. Are niște măști și el pe aici, 1, 2, 3, 4, 5, criminalul albastru, pentru că și ăsta e foarte, foarte prețios. Și ce să vedeți, istoria continuă, aparent avem încă un incubator care este rar. Na, s-au gândit timp frumos că, bă, nu face așa, cel mai ieftin va fi rar, după aia două epice și un legendar, pentru că așa ar fi frumos.
Eschim, păi de ce ți-e dor de mine așa de tare? Vrei să-mi vezi fața și nu știam eu? Du-te, hai, du-te, du-te de aici, n-aveți nevoie să vedeți voi așa ceva. După aia numai la mine vă uitați și eu ce fac tot live-ul. Are și costumul ăsta de basket, crucherist, chestii de alea. Mai vechi Elite, cred că Elite-ul... Nu știu. Elite-ul ce Elite era când s-a apucat or? Cred că 17 sau... Nu știu exact. Eu s-a apucat mult mai târziu și de-aia nu pot să fac legătura. Cred că da, pe acolo 17, 16, 15, nu știu exact. Are și măștile astea care au fost oribile și ce să vedeți, o colecție frumoasă de Elite-ul gratis. Aia cât ar venit, Elite-ul, stai, deci 12 Rampage, nu, 13 Rampage parcă. Cred că 15 sau 16, pe acolo. Nu știu exact, una dintre ele. Oricum, se făcuse una de când au aport Elite-urile astea, e sigur. Dacă era din septembrie la gratis, atunci da, se făcuse una în clar de când au aport Elite-urile. Are și... Da? Trecem peste, are și ăsta, cum îi zice, mă, elful lui Moș Crăciun retexturat. Are și capul lui Ronaldo. Cu barbă, salut Royal, salut. La cumințire Royal de când n-am mai băgat în seamă, vedeți? De ce înseamnă cumințirea asta? Hai, n-aveți cu cine. Pont cu criminalul MOV, Elite-ul 7 la 300 de euro. Da, nu prea cred chestia asta, pentru că nu prea o să vezi conturi de genul la atât de puțin. La face paint-uri are cam... Are toate, da? Are toate, ca să urmă altfel. Are toate Elite face paint-urile pentru că... Nu știu, mai există vreun face paint pe care să nu-l ia tor? Nu știu. Cel puțin așa consider. Adică îl are până și pe ăsta, ca să înțelegeți. Ăsta nu are nici măcar Max. Max care era nebunit pe costumul ăsta. Arată foarte frumos. Bun, trecem peste. La... Nu știu, la astea presupun că n-am ce să văd pentru că deja am luat toate face paint-urile și capurile și tot la rând, deci na, o să facem doar așa o tură de teren să ne mai amintim frumos să vedem cum arată, uite, aici o să apăsăm doar pe, bun, avem ce vedea aparent, avem ce vedea, deci avem tricourile astea albastre, avem sezonul de heroic la rank și clash squad, ce mai avem... Nu știu, cred că astea o să fie chestiile pe care o să le vedem pe aici. Asta ce este? 19. Și... Da, de aici încep cu sezoane de rank. 14, 13 și după aia o ia în jos, 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 jos și mult în jos. Totuși acum întrebare, care e primul sezon al utor de heroic? Aparent 11-le. Deci din sezonul 11 s-a apucat Thor să se joace rank după o lungă pauză de vreo 3 luni, cred, sau ceva pe acolo. În fine, nu asta contează, are și, cred că am trecut peste costumul ăsta, oricum, un alt costum care trece peste colecție și aparent a dat puțin greș la capitolul cumpărăm misteriuri vechi. Aolo, Royale, nu ai spama pe cea că jucă-ți dau temut, deci de data asta jucă-ți dau temut. Odată dacă te mai văd cum ai scrie aceleași mesaje 5.000 de ori, deci îți dau acolo și te ia liniște 5 minute, da? Deci, un mesaj, îl văd, punct. Atât. Nu trebuie să spamezi tot chat-ul. Deja știm cu toții că ești locul 1 la bot, la naibotul ăla. Unde a rămas? Da, să ne uităm la costume. Are și basketbalistul. Altceva ce mai are. Uite, are și asta care aparent nu are bandă. N-a ciudat, nu înțeleg exact de ce. Are și paste de s-au băgat atunci odată cu tricourile și după aia... Nu prea mai este cine știe ce, că sunt costumele alea retexturate, nu costume, doamne, tricourile, după care sunt și tricourile de fotbal, că tot vorbeam de tricouri, le are chiar pe toate, pentru că, na, s-a făcut ceva și s-au făcut ieftine. Și două de astea veterane, care în ghilimele sunt veterane, bineînțeles, are și costumul lui Moro. Ce mai are pe aici? Bluza asta, merge. Colarul, presupun, rusul. Rusul? Da, e rusul. Șeful deodată și odinioară. O imitație pentru cel mai veteran top-up, însă nu este în totalitate cel mai veteran top-up, pentru că arată altfel cel mai veteran top-up, însă na, avem acolo și evident avem și asta
cum îi zice, mă, tartan leg sau nu știu, bluză cu guler, nu, fine. Pe aici, gata, îl punem mai departe, la pantaloni, se repetă povestea, le avem pe toate foarte frumoase și foarte tot ce contează. Ăsta, le s-a pus un pantalon pe băiat să... Asta, bine, nu mai puneau dacă era așa. Maletă, da, maletă, mersi, da. Nu le-am cu denumirile astea. De live acum, păi ți-a... Tu ne-ai fost pe live când a spus că trebuie să mai pară încă un live la 8 seara. Te faci, Ștefane, mă, înțămăgești? Chiar faci așa ceva? Tu chiar îl lași pe Doc să-ți ia înainte cu noutățile și chestiile pe care le spun? Tu chiar vrei să rămâi în umbră așa de tare? Că dacă da, nicio problemă, adică nu noi supărăm. Tu cu toate pesurile, nu știu ce vrea să facă, dar ideea e că vrea să afle dacă există vreun cumpărător momentan pentru contul ăsta, pentru că are și un preț stabilit, da? Deci pentru preț stați puțin mai dincolo, pentru că o să fie spus și prețul, dar momentan o să ne concentrăm pe ceea ce vedem, adică costumele, după care vom trece la arme, un alt capitol pe care o să vă lase masca, efectiv acolo e bazat. La arme n-am ce spune, la arme nu aveți nevoie de mai mult decât are tot pe cont. La arme are tot. Și că vorbim de arme, se pare că... nu am spus asta. Am pus din greșeală, ups. Deci aici are și toate perechile de pantaloni, adică 6, da, sunt 6, așa. Se pare mie sau... bun, gata, în sfârșit, odată în viață am înțeles și eu de unde provin pantaloni de fotbal. Deci, practic, sunt ăștia doar că pretexturați și gata, au făcut pantaloni de fotbal din ei. Da, măcar misterul nu mai continuă. Avem și niște costume pe acolo mai vechi, avem și ăștia care cred că sunt pe shop. Angelica, despre care am vorbit. Polarul, dar apare, nu l-are la bundle și nu înțeleg cum de... Niște... pantalon pe stilul Ronaldo și am ajuns jos de tot și aici. Bun, la pantofi nu prea cred că o să conteze ceva, pentru că majoritatea oricum o să purtați, nu știu, pantofi de aia de nu ieșiți prea tare în evidență, adică nu o să vă purtați voi chestiile astea în picioare sau astea. Astea poate că sunt mai scumpe, poate și ăștia care arată bine, astea merge. Și ce ziceam, da, ăștia nu o să-i purtați sigur, ăștia sigur nu o să-i purtați, ăștia sigur nu o să-i purtați și lista continuă. Deci șlapi avem aici frumos, cred că toate tipurile de șlapi existente, Thor le are în inventarul său. Are până și șlapi pe roz, ca să vă faceți o idee, deci uitați-vă și voi, șlapi pe roz. Da, deci nu orice fel de șlapi. Vacanță. Da, ceva de genul. Bun, unde a rămas? Așa, deci la capitolul ne uităm la pantofi, pentru că avem o listă foarte frumoasă. De aparent, între astea două costume nu prea există așa o diferență la șlapii ăștia, observați? Gen puțin culorile, dar nu cred că o să afecteze chiar așa de tare. Uite, ăștia sunt ăștia, da? Deci cu ăștia merită să vă jucați, cu ăștia jucați-vă cât este nevoie, pentru că merită. Sunt niște papuci unici. Ăștia merită să vă jucați. Și ce mai are? Apare, nu are toate tipurile de ghete de fotbal. Mă și mir, adică cineva care e mai colecționar așa nu are chiar chestia asta așa de măruntă. Nu știu, e ciudat să aflu. Bun, și am ajuns la ultimul capitol pe băiat, adică costumele dintr-o bucată, unde se pare că vedem ceva interesant aici. Ceva foarte, foarte, foarte interesant. Ceva foarte. Mărciurile o să urmeze săptămâna asta să contactez 2 sau 3 persoane, nu știu exact, încă nu am hotărât, în legătură cu adresa de livrare. Pentru restul 4 sau câți mai sunteți, o să vorbesc săptămâna viitoare, pentru că nu pot să primi toate coletele în aceeași săptămână, ca să se înțeleagă. Vreau să fiu mai puțin mai aglomerat acum, ca după aia să scap. După aia vedem. Mai departe avem, ia uite, vedeți, player de puncte. He-he. Avem găina retexturată și asta, rechinașul, criminalul roșu, ăsta, dinozaurul din pantaloni, blue asasinul,
Ce n-are criminal, mă? Care zicea, mă, că n-are criminal? Hai, care zicea că n-are criminal? Ia uite. Ia uite, vedeți? Ia uite. Are criminal, ce mai contează dacă are sau nu, că nu e roșu, are criminal, are, gata. Da, e doar știu, ți-am recunoscut numele, că știu că tu ești unul dintre cei care a câștigat. Mă, și mi-era să mă întrebe cineva care n-a câștigat chestiile astea. Deci, săptămâna asta care vine o să contactez 3 persoane și după aia săptămâna viitoare celelalte 4, nu știu, o să văd eu cum o să fac și cu cine o să vorbesc. Cred că o să mă bazez pe cine dă mai repede adresele și aia o să fie după aia. Și... Nu, v-am spus, nu trebuie să plătiți transportul, o să vină doar coletul simplu și dacă doar sunteți din altă țară o să plătiți țara voastră, nu știu, adică dacă e trimit din România spre, zicem, Spania, eu plătesc transportul spre din România și voi până în Spania, pentru că nu prea pot să cumpăr chiar toate taxele. Bun, îl avem și pe lupul care trăiește în pădure și criminalul albastru de buget. Și Santa Claus și ăsta. Bun, ia să fiu curios aici ce are. Mă, are destul, adică... Se... Aha! Da. Da. Ce să zic, și mai chiar tare. Uite, vedeți, are și, are și Thor Hack-ul pentru a avea XP și de ăsta Nelly. Aha! Aha! Da! Mhm, da! Mhm, da! Tipic Thor, adică... Doamne ferește! Vai de cap, uitați-vă și voi, uitați-vă și voi când dau scroll la blueprint-uri, bă, nu, deci eu refuz să cred așa ceva, uitați-vă și voi, deci 5 la Joker, 6 la Samurai, 3 la Fantome, 3 la Iepuri, 2 la XMOP, 2 la P90, 2 la Samurai Fake și 2 la ăsta, vai de viața și de zilele mele. Asta nu e om, eu că v-a zis. Deci v-am spus, prețul la final o să mă șocheze, dar eu zic că merită, adică pentru ce oferă contul e chiar bine, e chiar foarte, foarte bine. Și dacă dau un scroll mai jos, ce mai găsesc? Ia că sunt curios. Ah, nu mare lucru. Asta ce? Ah, la parafal. Că da. Bun, continuăm mai departe cu fata, vom sacrifica... O luăm pe asta, că oricum nu-i pasă nimănui de ea. Bun. Să vedem pe fată cu ce avem de a face, repetăm povestea, avem în primul rând costumul ăsta de să da gratis, World Series parcă, avem din nou ăla că se aplică și pe fată. Iată, are și costumul ăsta, presupun că o să aibă și skin-ul pe Uzi, pentru că e cam imposibil să aibă. Mireasa, ăsta din Elite Pass, ce mai are pe aici? Are, uite, vedeți, Free Fire World Series, o ne întâlnim cu acest costum, are bătăușa, are... Diamond Royal, ce mai are pe aici, are, uite, l-are și pe ăsta, foarte frumos, da, așa este. Elite Pass din câte știu, încă un Elite Pass, încă un Elite Pass, na, pe fată nu prea se orientează tot pentru că nu e genul care să se joace cu fata, nu. What? Cred că nu înțeleg, am văzut pe costumul, ba da, e bine, m-a băgat puțin în ceață, bun, avem și... Uite mă, care unele costume, adică nu sunt chiar atât de multe, dar alea de sunt așa mai prețioase, să zicem că le are, uite, are și pe ăsta de la Diamond, Alina cu Elclescu, Adrang și eu știa tot poporul, ăsta care a fost Elite Pass, încă unul care a fost Elite Pass, încă unul care nu, ăsta a fost la Diamond, țeapă, ăsta care a fost Mystery, din câte știu, Buia, Deiu, Diamond Royal și ăsta, nu Joker, un fel de Joker, cum? Elite Pass-ul cu părul care mi-a luat mințile mult timp, ăsta nu știu, dar e oribil, la care se da gratis. Egipteanca, fraților, Egipteanca în carne și oase. Am uitat ce bandă era ăsta, dar știu că e Elite Pass, nu mai știu exact cum l-am botezat. Uite-o și pe Tinkerbell, Rampage 2.0, Elite Pass-ul din August. Ăsta ce e? Ăsta e Diamond, bun. Fac și asta, ha, uite, costumul lui Rock, bine. O parte din el, că nu-i tot costumul. O an și la fată, ce să-i faci? În viață trebuie să fii șmecher, Ștefane, tu n-ai înțeles chestia asta. Vom da mai repede scroll pe fată ca să terminăm, să trecem la arme, pentru că ne apucă poi marțea până terminăm. Deci facem acum, dăm scroll la toate astea cu hainele ca să rămână mai ușor și după aia la facepaint-uri și la ochilar mai dăm așa să vedem ce idealele sunt. Că după aia nu ne mai interesează, după aia putem să dăm scroll liniștiți, că o să fie plus a pantalonii și
pantofii care se repetă pentru că sunt costume care se găsesc când dau eu aici tot costumul și se vede, adică, na, uite, are și marioneta pe fată, marioneta pe care mulți au vrut-o, dar după aia n-am mai vrut-o că s-a băgat mai ieftin. Asta ce a fost? Că pare că a fost, a fost la chestia cu Naruto. Așa, ăsta, oh, 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 are tamaneanca nebună, da. Goldoro, ia, uite, aha. Oameni, asta are capul făcut să se întoarcă la mine din orice direcție. Ia uite, vedeți, se îmbracă boții, ia uite. Asta este ciuful royal, așa o să botezăm, e ciuful royal ăla. Are și misterii, mi se pare că a fost ăsta, un gold royal care a fost foarte reușit la vremea lui. Tinkerbell retexturată, prințesa retexturată, Angelicali retexturați. Bine, Angelicali nu sunt, nu sunt retexturați, dar sunt și ei acolo să fie. Avem și gold royal-ul ăsta pe fată, nu mă gândeam dacă e gold royal sau nu. Avem și imitația pentru Demon Slayer, cum se putea lui. Ăsta ce era? Mă rog, încă o retextură, nu contează. Gold Royal, Rank Token, două bucăți apare. Bravo, uite, vezi aici, le are pe toate. Bine, aici că ar fi fost greu să le ia. Asta ce e? Asta e Chinezoica. Asta nu știu cine l-a purtat, dar știu că a rămas puțin cu ăsta. Aici ce avem? Aici e oribil, deci nu știu. Avem la Casa de Papel, Casa din Hârtie, cum se mai spune. Avem pe Mac Girl pe alb, care... Da, este what? Ah, doar la 3 face așa. Ai că da, na, luați-vă costumul ăsta, luați-vă. Merită. Free Fire Continental Series din nou, ne întâlnim cu el, apare 3 din 4. Da, ce să vedeți, a dat și jocul creșul la câte chestii are tot pe cont. Stai așa puțin, revenim, nu ne lăsăm bătuți, nu ne lăsăm bătuți, revenim cu contul. Stai așa puțin că nu e așa, a dat puțin. A dat puțin creșul jocul la câte chestii are tot pe cont, mă jur. Doamne, iartă, bă, cum suntem, mă, creș jocul în momente ca astea? E jocul, nu mai suportă banalul ăsta, cred că tot acum nu mai poate de râs când a văzut cum a dat creș, a zis că, bă, vezi ce se întâmplă dacă mi-a răs contul pe live? Ora ce să zic. Bun, deci unde rămăsese? Rămăsese la capitolul, nu uităm la cap, dar nu mai știu unde exact. Am fost undeva pe aici, oricum, uite, gata, am găsit. Am rămas aici. Bun, deci avem ăsta pe fată care și ăsta care e oribil, ăsta mi se pare că a fost mystery, dar anyway, trecem peste. Totul mi-e fain. Așa, așa, mulțumiri să tot găsești. Pe fain poate, pe fată poate mai fain, că pe băiat, nu știu, are chestiile basic pe băiat, are, nu știu, costumele de se găsesc pe orice cont și eliturile, că în rest o prea găsești chestii wow la mine pe băiat. Ăsta ce mai era, uita ce era ăsta, a, am înțeles, are până și costumul ăsta pe fată, deci eu mă las, jur, deci are tot ceva ce una pe fată, nu ceva, mă, fac contestația la Garena să-mi dea și mie costumul ăla, că nu se poate. Uite pe prințesa gumiță, Crăciunița lui Royal, costumul ăsta de carnaval care a disperatul că îmi plăcea foarte mult arată. Are și femeia din junglă. Nu mai avem pe numele. Aparent are și un costum la ăsta cu arte marțiale cu piepturi, na, hai fiu, termen pe care știm toți. Așa, are și cornițele, ce să vezi, are și Megarlu, are și ce mai are, are tor de toate. Ia uite. Are misteriul de prima dată, vedeți? De prima și ultima dată. Ia uite, are și costumul de la Free Fire Max, păi... A, o parte din el. M-am gândit și eu că poate măcar pe ăsta l-are complet, dar... Na, amăgitor, nu l-are complet pe ăsta. Avem și, din nou, replica asta inutilă, bă, dar zici că... Că-s turbați rău ăștia cu peșur. Ia stai, mă, nu poți să dezactivezi cumva aia de invite-uri, asta e așa. Display, notification, chat bubble la așa, receive team, gata, am scăpat de voi, puu, hai, să mă mai prind eu când dați invite-uri acum. Mai departe avem ăsta cu, nu mai știu cu ce a fost, mi se pare că s-a dat gratis de fapt, deci nu contează. Costumul de la jucat,
toată lumea presupun. Ăsta care deja nu mai joacă nimeni ca e oribil. Puțină lume l-are full, nu știu, eu l-am full, nu știu dacă îl are sau nu puțină lume, dar eu știu că l-am full, deci ce mai contează. Și am terminat cu ăsta, gata, aici avem crocodilul din nou. Mă, știi ceva, aici dăm scroll, pentru că oricum nu am înțeles, uite, deci la costumul ăsta eu am bluza și pantalonii. N-am vrut să-mi iau pasca asta că nu mi-a plăcut. Și de aici se repetă povestea pentru că majoritatea chestiilor se repetă pentru că sunt mai puțin ăsta. Ăsta e ceva ce nu o să vezi pe multe conturi. Așa, ce mai e? Majoritatea elite pesuri, avem și ăsta, ciocanca, pentru care ciocan o să se îndrăgostească și o să-și dea tot mai bun din el ca să o cucerească. Și ce mai e pe aici? Mare parte cam atât, că după aia chestii pe care le-am văzut, uite, aparent are și Jokerul pe fată, la cel mai ieftin, are și costumul lui Apela Pato cel mai ieftin, are și misteriul ăsta cel mai, ăsta nu e mai ieftin, stai că mi-am adus aminte după aia, ăsta care mi se pare că s-a băgat din nou și l-am luat și eu, are și urățenia asta care, femeia pădurii, costumul din, am înțeles, are barba, are crin albastru din nou, ce mai retor, uite are și ochelari, are și cutia lui Ghost când se supără, bandanele care se repetă și pe bea și pe fată și are rinocer în cap. Stăm puțin rinocerul jos ca să se vadă ceva, ia să apăsăm pe rinocer, așa bun, se vadă face paint-urile, ca asta contează, are, dar putea și aici să le aibă pe toate pentru că ori are pe toate, ori lipsește mie unul. Nu știu exact care dintre variante să o aleg. Pe care să o aleg, pardon. Asta ce este? Asta l-am și eu. Nu știu, presupun că lipsește mie unul sau le-am și eu pe toate cu tor. Una din ele, oricum. Bun, mai departe bluzele. Aici doar dăm apăsăm că... Nu cred că contează bluzele neapărat pe cât au contat restul chestiilor, dar păstrați-vă pentru următoarea chestie care urmează, care o să fie armele, că acolo o să fie nebunie. La arme chiar o să vreți să stați, să vedeți cum arată un cont full maxat cu arme foarte bune pe care o să le jucați în prostie. Dacă o să fie vreodată să vă achiziționați un cont bun, ia uite, vedeți, are și ăsta de la Street Fighter. Care nu mai știu unde a fost, dar oricum ce mai contează. Zone de heroic, și cam atât pe fată. Mă rog, ceva în plus să fie acolo. Și mare parte cam asta ar fi cu fata, că după aia ar veni costumele astea care au fost deja văzute și alte pretexturi, că cam asta ar fi aici la rare și comune și toate astea, mai puțin asta nu e textură, asta este original făcut de Garena. De aici ce să aleg? Ia să vedem, aici să alegem ceva care să arate bine, gata, ăstea i-am ales, ăștia arate foarte frumos pe fată, uite are și pe ăștia care au fost la am crezut că sunt mai prețioși, dar nu. Mamă, cât îmi plăceau ăștia când s-au băgat și acum i-are cam toată lumea, ce să vezi. Nu vrei să dai cameră? Bun. Adică nu vreau să dau cameră. Nu vreau să dau cameră pentru că nu vreau să aprind lumina, ce e așa de greu de înțeles. Vreau să vorbesc. E la sănătatea ochilor mei. Jos, ranga asta o violența. Nu înțeleg, la pantaloni ăștia aparent scrie ce este, dacă găsesc eu un tricou mai scurt, să văd ce scrie acolo, ia ăsta, apare, nu scrie nimica, deci mi-a luat țeapă. Nu este nimic, am luat țeapă, știu ce înseamnă, așa, altceva, uite, vedeți și pe aici câteva de astea mai simpluțe, pantalonii lui Ruoc din nou, tecuerul, asta și... Adio și cu pantalonii și acum gata, îi lăsăm pe ăștia în picioare care arată genial, dăm doar scroll să vedeți ce are tor în inventar. Treci direct la mine, nu vreau Royal, ăsta Royal, doamne, Royal, nu vreau Ștefane, trebuie să fie și, și spiritul ăla de aventură, știi, să nu rămână lumea plictisită, trebuie să rămână la sufletul la gură, bun, și acum am trecut la astea, la costume într-o bucată care sunt mai simple și o să trecem repede pe aici.
majoritatea care se repetă pentru că le-am văzut pe băiat, mai puțin ăsta și ăsta care au fost la Faded Wheel. Cred că are toți astronauții, dacă nu mă înșel, 1, 2, 3, nu mai are toți. Criminal roșu din nou, astronautul ăsta, dinozaurul din pantalon, criminal verde și pe fată, criminal albastru. Nu mai știu numele la astea două și cam atât și pe fată. Bun, și acum haideți să vedem ce se află mai înainte să dăm la arme, să vedem întâi cupeturile cum stăm, să ne asigurăm care condițiile necesare unui cont care să e accesibil la mâna oricui, deci are panda-ul, are, stai unde este, are ăsta, are, îl are pe ăsta, cum îl cheamă, pe, al, nu pe Falco, pe Wager și are și o balula, nu, Huba, Luba, îl are și pe monkey ăsta, gata, bun, am hotărât, deci are tot ce este necesar unui cont pentru pet-uri. Bun, și acum la collection, oare are ceva unic? Dăm doar la emoturi să vedem, că nu interesează restul, deci la emoturi. Astea basic pe care le-am văzut deja, are lolul echipat foarte frumos, îi mulțumim lui Tor că mi-a prezentat emote-ul pe care toată comunitatea îl folosește atunci când se joacă contra românilor. Ce mai e pe aici? Uite, vedeți, are Nunchang-ul, are ăsta, are ăsta. Uite, mi s-a prins modul economisire pe PC. Uite, ăsta e emote-ul de muncitor, are emote-ul de buia. Obliteration, orice trebuie să însemne, alea de la Cobra, ăsta cu buia, are ăsta, a, nu, stai, nu, ăsta nu era ăla de se dădea pe 30 de zile, am uitat, era unul de se dădea pe 30 de zile și aparent îl încurc, dar nu e ăla, deci, mare parte, lipsesc două, a, bun, deci bine, măcar știm, dar o să, cred că o să le găsesc jos, de tot când o să dau, dar care sunt alea două, deși până atunci, e frumos măcar să vedem ce emoturi sunt și ce emoturi nu sunt, hei. Fac, fac, uite, eliturile alea de începe mie să-mi placă, unele emoturi care s-au băgat mai târziu decât trebuia, dar într-un final s-au băgat și ele. Flutarea într-un deget care și în ziua de azi este imposibilă. Hadoukenul ăsta și 6 emoturi rare, nu, 7 emoturi rare și, mamă! Bă, dar știu că lipsesc ceva emoturi, nu glumă, nu că lipsesc două, lipsesc chiar destule. Deci, e Make It Rain, care știu că e la event acum, deci, da, ai putea să-l scoți de pe listă dacă ar fi ăsta. Știu că s-a băgat cât de, destul de recent, nu știu, nu atât de recent, cred că maxim 2 săptămâni cred că a avut, sau 3, 4 pe acolo. Ăsta urmează să se bage probabil pentru că, na, a fost la ăsta, One Punch Man și da, ar putea să se bage. Le vechi mare parte, cam ca toată lumea, uite, n-are găina, n-are Shoot Dance, da, deci n-are eliturile, mă rog, emoturile care au fost în elituri și pre-order-ul aparent. Ăsta a fost în, nu, ăsta a fost la un event și s-a băgat târziu și ăsta a fost la CR7 și restul sunt elituri. Bun. La animation nu stăm să ne uităm, l-are pe Miclea, deci ce mai contează, la backpack-urile are pastea speciale, speciale, rău de tot. Și eliturile, backpack-uri și toate nebunile, doar, na, o să dăm așa până jos. La lootbox-uri nu prea contează că, oricum, toată noi o să se joace cu, nu știu, chestii indiferente. Poate ăsta, poate ăsta, poate, na, nu știu, chestia acolo să fie. Are motocicleta asta cea mai frumoasă din joc, ce mai are, are, pe jeep-uri stă ok. De mașini însă stă foarte bine, asta sportive, văd că le are pe toate? Mamă, are toate mașinile de la McLaren, astea mechere. Ia care e diferența între astea două? Asta, damage reduction, durability. Și eu folosești pe asta? Mă rog, mie, na, o bine decizie, dar nu o să-mi bag. Așa, mamă, dar știu că aici am dat scroll ceva timp și la monsteruri unde sunt două skin-uri epice. Da, două skin-uri epice cu efecte și restul inutile. Și aici, așa, bun, aici nu prea ne interesează, că oricum cui mai pasă ce placă folosește în ziua de astăzi, placile au devenit oricum inutile pentru că majoritatea se joacă Clash Squad. La parașute cam aceeași discuție, te joci cu ce parașut apuci pentru că, din nou, la bannere însă e ceva special aici, din câte știu, uite, vedeți, are, aparent, îți apare acum ce fel de Grandmaster ești la banner și... Cam atât, după aia sunt elite pe sur și probabil maxim 1 sau 2 bannere mai
vechiuțe, așa, uite, văd că l-are pe ăsta de la 6 litri cumpărate, bine, doar mă gândesc că l-are, adică, da, nu vorbiți cu oricine aici. Și Elite, domne, sezonul 11 este oficial sezonul care Thor s-a apucat înapoi de joc, alături de vreo câteva alte bannere mai din vremea aia. Uite, și de aici începe cu Clash Squad, cu chestii și atât. Bun, la avatare dăm scroll în jos, oricum așa, la pinuri merge. Și acum haideți să vedem minunata, nu stai nu aici, să vedem minunata chestie pentru care ați venit cu toții, anume armele. Deci hai să dăm întâi să vedem cum stă la capitolul Evogar, pentru că... A, ce să vedeți, se pare că le are pe toate, bă, nu mă așteptam, să știi că chiar sunt surprins, adică Thor și arme maxate, nu știu, nu prea se combină, știi, adică nu înțeleg legătura. Deci are toate maxate, după cum se poate vedea și aici, toate cele 6 arme care se pot găsi momentan, 6 maxate, inclusiv MP-ul care s-a băgat din nou și ăsta, deci era cam imposibil să nu maxeze. Și acum este timpul pentru inventarul propriu zis pe arme. Deci pe M4 nu este discuție, cele mai bune M4 se găsesc pe contul ăsta, inclusiv alea de la incubator, deci le are pe absolut toate 4 astea, 3 are până și aia de la One Punch Man, le are până și pastea legendare și o are și pe aia de la incubator, cea mai bună. După care sunt niște resturi și pe aici aruncate de izbeliște, câteva mai rare, altele mai nu rare, ci aparent nu are pe aia de pământ. Na, nu știu. Nu. N-am vrut să ia sau ceva. Pe AK-uri stă ok, nu se grăbește pe AK-uri pentru că are ce contează cel mai mult. Îmi place totuși că îl are pe ăsta. Din câte știu, ăsta a fost un AK destul de vrut când s-a băgat prima dată și prima dată incubatorul cu cu AK-uri. Deci AK-ul ăsta a fost destul de vrut pentru că era, nu știu, era bun din câte am înțeles. Nu am apucat să mă joc cu el, deci nu știu. Are dragonul, mă gândesc că l-a luat de la începutul jocului când s-a apucat el. Are pe ăsta care e ok. La M14 nu este discuție, are cel mai bun M14, pe Scar din nou nu este discuție, are și Megalodonul, are și Titanul, are și Cupidul și aparent are și... Da, are și ăsta permanent, într-o zi poate îmi pică și mie, ce să vezi. Și alte Scaruri, printre care și... Șmecher, l-are și pe ăsta, nice. Grosa cea mai bună, la Famasuri cum stă? La Famasuri are strictul necesar, nu are nici la Famasuri cine știe ce, însă aici e interesant pentru că aici are chiar 3 XM8-uri, printre care cel mai bun cu adevărat bun, maxatul și 2 resturi, printre care ăsta verde și ăsta cel mai ieftin, din câte știu eu cel puțin. Dar nu stai, cel mai ieftin era ăla galben. Sau ăsta, nu mai știu care dintre ele era cel mai ieftin. Oricum, unul dintre astea două era cel mai ieftin. Deși ăsta, în continuare, cel mai important. Nu? Adică, de ce nu? Pe AN văd că momentan nu a făcut nicio achiziție pentru AN-le de la incubator, însă nu m-ar aștepta să ne arate pentru maxim o săptămână că o să cumpere măcar unul acolo să dea bine. La AUG-uri nu e discuție, are toate AUG-urile aparent, ceva ce eu nu am. Are până și pe ăsta, care nu e chiar așa bun, dar l-are. Deci, ce contează? Rate of fire 1, reload speed 1. Opa, asta e așa. De unde e skin-ul ăsta? What? Nu mă duc aminte să l-am pe ăsta. Hai că da, Thor are skin-ul pe care nici măcar nu știam că există. Băi, vreo cutie cu ăsta de care nu știam eu? Opa, pe bune? E verit o papi, nu știu, nu mi-aduc aminte să l-am pe ăsta în inventar, că mă duc la mie să caut. Baby duel cu un mag epic. Aaaa, da bă. Bă, și nu l-am luat pe ăsta. Doamne, iartă-mă, cum vere să nu iau parafalul ăsta? Nu mai zic nimic. Bun, trecem și mai departe cu SKS-urile. Aici ce mai contează are ăsta, adică, da, nu mai contează nimic. La Dragunov, din nou, astea două care se bat cap în cap, nu știu, acum depinde de fiecare cum preferă. La Woodpecker, cred că le are pe toate, pentru că sunt doar 3 skin-uri din câte știu. Nu știu exact dacă, dar cred că sunt 3 skin-uri. What? Unde are pe asta?
Să nu-mi ziceți că și asta e top-up, că eu nu mai pot. Deci dacă și asta a fost top-up sau fade wheel, deci eu mă las. Ah, ba nu, gata, știu de unde e asta, Deci asta a fost cumva la eventul ăla cu spart diamante. Mi se pare că de acolo a fost. Mi se pare că era eventul ăla cu spart diamante și se pica de aici, M249, după 2000 de diamante după care le spargi sau le cheltuiești, mă rog, cum era chestia aia. Vem de spart diamante. Hai mă că știu și eu ceva. Vedeți, știu și eu ceva, mă, vedeți. O puneți cu ce nu trebuie, dar apare nu l-are pe ăla cel mai bunul. Da, nu, acum nu o să stăm să-l contaminăm. Are 2 M60-uri, adică strictul necesar, 2 rate of fire, 1 damage, 2 range și ăsta, care sunt și astea acolo. La coardă are ambele skin-uri, pentru că momentan sunt două, însă cine știe, în viitor poate o să se schimbe treaba. Și pe MP-uri, unde se află crocodilul, sau chiar aligatorul, nu e crocodil ăsta, e aligator. E și aici, gators. Deci avem aligatorul, avem Art of War-ul și avem 2 Rate of Fire, pentru că sunt cele mai bune skin-uri pe MP astea 3. Pe MP5 aparent are 2 Rate of Fire, după care range cu magazine și range cu damage și cred că sunt... Cred că are toate MP5-urile, dacă stau să mă gândesc, l-are pe ăsta, l-are pe la Epic cumva, nu l-are pe la Epic, rar, pardon, nu, nu l-are, l-are pe ăsta la altul, deci nu l-are pe la Ros, dar l-are pe ăsta, ceea ce nu e chiar așa o problemă. La VSS-uri văd că îl joacă pe ăsta cu 2 Rate of Fire scade Megas în loc de ăsta, dar până la urmă, na, alegerea fiecăruia și... Dar putea să... Bine, dacă punem în minus astea două, le are pe toate. Sau poate mai lipsește unul, una din ele. Și se pare că pe MP40, vai de capul meu, ce să vedeți. Se pare că Thor s-a ocupat să umple puțin sloturile pe MP40. Avem aici frumos toate MP40-urile disponibile de la incubator. Avem Cobra-ul, New Year-ul, Lunar-ul, Mechanical-ul, Sneaky Clown-ul, Lightning-ul și Carnaval-ul. Da, ce să zic, puțin flex azi, guys, puțin flex, nu? Mă dor ochii! Ce să-i faci, Mario? Se pare că am venit aici, am văzut traiul pe pământ, adică are și maxată Cobra, are și asta, are și aia, mechanical de buget și galbena. Și are și Sneaky Clown de buget. Lipsește banii, da? Da, bă, lipsește banii. Mamă, bă, cum n-am observat banii-ul? Băi, ești nebun, nu are banii. Urât. Aici ce avem? Avem MP40. P90-ul ăla cel mai scump, după care este și casa de papel cel mai scump, astea două. Și atât. E, deci pe P90-uri e puțin mai sărăcie, l-are doar pe ăla de la incubator cu 2 damage și cam atât. Ia aici ce avem un Rate of Fire 2 magazine, mi se pare că ăsta a fost la Faded Wheel de nu l-am eu. Da, ăsta a fost Faded Wheel, clar că mi-aduc aminte că n-am vrut să dau pentru că mă rupea pe diamante, efectiv. Efectiv mă rupea pe diamante, ăsta și ăsta a fost Faded Wheel, dar nu o să stau să mă gândesc cât a costat și ăsta. Ăsta știu că a fost undeva că l-am și eu. Și ăsta care a fost topa, bun, și pe Vector. Da, uite, vedeți, s-a ocupat ora nostru să își așa un schimb pe Vector, ai scăp, na, dă bine, adică, ce mai contează, etc. Aolo. Da, așa puțin că nu e așa. Opa, ce să vezi, se pare că avem ceva frumos aici. Mă, șmecher, chiar foarte, foarte șmecher, are incubatorul, ăla cel mai scump, are Marianu și are până și Attack on Titan-ul. 3 într-unul, a dat jackpot-ul, a dat efectiv jackpot-ul și l-are și pe ăla cu 2 range. Marianu meu, 3 Marianu-i rare. Da, bă, și sunt una lângă alta, observi, deci e Marianu legendar, e Marianu spamangiu și e Marianu de one shot. Toate 3 în același loc. După care SG-ul de one shot, SG-ul cu 2 acuratețe, încă un SG de one shot și câteva acolo să fie, uite, și SG-ul de spam la vremea lui, mamă, cât dădea ăsta, nu dădea nici Winterlands-ul în vestă.
După care are spas cu Dory to Fire, spasul cu Moco, are Winterlands pe spas, mă, văd că pe spas are ceva skin-uri, nu glumă. Uite, mi se pare că eu pe ăsta nu l-am, pe ăsta și... atât, nu știu, pe ăsta nu mi-aduc aminte să l-am deloc, pentru că era cutia aia cu vectorul și l-am dat pentru că n-am chef și... se pare că aici ne face o surpriză și ce să vedeți, avem de unde să alegem la skin-uri PSG. În totalitate chiar mereu mi-am dorit să mă gândesc ce skin aș vrea să folosesc ca să sparg vesta player-ului. Ei bine, Thor mi-a făcut aici frumos o colecție frumoasă și să aleg eu să mă gândesc care dă cel mai bine în vestă. Deci avem ăsta pe care le știți cu toții, are One Punch Man-ul. L-are pe ăsta care chiar dă frumos și are și 2 reload speed, deci de ce nu? Are Tropicalul, are 2 Rate of Fire, are Winterlands-ul și îl are până și pe ăla de la top-up-ul cu spart diamante. Deci efectiv, nu știu, dacă v-ați gândit vreodată cum arată un cont care are toate SG-urile de 2, cam așa arată. Cam așa arată. Care n-a skin de SG. Ai bă, și te pare că sunt din aceeași epocă, că eu dacă nu dădeam atunci n-avea nicio, hei! Dar tot nu folosesc, hei! Bun, pe Mac ce mare, pe aici, pe Mac are singure două skin-uri care sunt bune, ambele. Pe Sniper, ok, ne face o surpriză pe Sniper. Pe Sniper are AVM-ul ăsta, Schmecker, care chiar îmi place, dar n-a fost să fie să-l iau și eu. Oricum, Schmecker tare, 2 damage, 1 reload speed și mare și pe ăsta, pe ăsta și... atât, astea sunt singurele, astea sunt singurele. Mai vechi, pe ăla cu Cowboy. I-a fost gratis, trebuia să te rochezi 15 zile și luai, ăla din septembrie. Pe car ce avem? Pe car avem 2 damage, 1 acuratețe, 1 rate of fire și 2 damage din nou. Ok, pe sniper-ul de The Pringle Wall. Foarte bine că l-a pus pe ăsta. După care pe thermal sniper, când o să se bage skin, o să ne anunțe și pe noi, o să ne spune. Alea, pe Deagle, le are pe ambele, aparent are și ăsta cu 2, nu, cu 1 damage, 1 magazine și l-are și pe ăsta cu 2 acuratețe. Mai mult de un ca euro nu merită. Să știi cât te apropii, să știi cât te apropii de prețul pe care Thor l-a pus inițial. Dar hai să mai păstrăm puțin, să mai păstrăm acolo puțin mulțimea încinsă. După care mai se află și skin-ul ăsta pe G18, un skin decent. Skin-urile PSG de 2, pe PSG-ul mic și are ceva ce eu mi-aș dori să am, deși încă nu s-a făcut împlinirea cu stelele și încă n-am făcut rost de M500-ul ăsta. Însă o să vină ziua, deci fiți... fiți sigur, o să iau M500-ul ăsta și când o să-l iau, o să râd foarte mult. Are și Uzi-ul, da? Deci, are și Uzi-ul. Din păcate, puțin într-o parte Uzi-ul, pentru că trebuie să se vadă și aripile din spatele lui, dar nu contează. E aici, Uzi cu 1 damage, 2 acuratețe. Pe ăla l-am și eu. Ei, ce să zic acum? Ce să zici tu acum, Ștefane? Lasă-mă durerea mea acolo să te încaute. Vedeți, are și katana, are... Digaia asta foarte șmecheră care face așa, face așa, face așa, face așa. Pare pasta, 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 pasta. Digaia asta pentru care am plâns că nu se bagă și la noi. Asta cu pepene, asta cu așa, aia cu cobra. Ia să mai căutăm niște tigăi de astea mai speciale, nu are? N-a pus. Hai, mai departe la paranguri. L-are pe ăsta în formă de keyboard, cum scrie acolo, pentru că nu știu, este metal în română. Ăsta care este la Free Fire Token, ăsta, cuțitașul și alte paranguri foarte, foarte șmecheroase. Văd că l-are pe ăsta de două ori cumva, nu, de doar o dată. Are și băta asta în formă de chitară, astea care sunt mai basic și restul. Ce îmi place skin-ul ăsta pe katana jude, skin-ul ăsta e genial, deci dacă vă trece vreodată prin gând să vă cumpărați un skin pe katana, cred că ăsta de la top-up e foarte șmecher. Dacă încă mai e la top-up, eu zic că merită, că e șmecher tare de tot skin-ul ăsta. Dacă s-a dus skin-ul de ăsta de la top-up, na, îmi pare rău, dar mie chiar îmi place ce au reușit să facă cu un skin pe katana în sfârșit. Nu mai e? Păcat. Oricum, eu mă mulțumesc că am luat tigaia asta, pardon, katana asta. Are și katana cobra asta, cum se vedea că sunt curios.
A, deci fii atent, am micșorat puțin caracterul ca să poți să vezi mai în detaliu cum arată ea dacă dau pe... A, am înțeles. Bun, aici avem o colecție așa mic, mare de katane, mă gândesc să dau pe el, să nu dau pe el, e bătaie, mai uite. Oh, ce să vezi, ia uitați aici, ia uitați, vedeți, katana verde, ia uitați, vedeți, 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 vedeți. Conturul se mai termină. E aproape de final Green Pixel, e foarte, foarte aproape de final, pentru că ne apropiem de cel mai important lucru, adică de pumni, unde o să fie ca la SG-ul de două, știi? Pentru că, ce să vedeți, se pare că tot al nostru s-a ocupat să ia și toți pumnii, nu doar toate SG-urile de două, ca să fie afacere, adică l-are pe ăsta cu dragonii. Ia să dau într-o parte ca să se vadă mai bine. Deci, dau așa, ia. Așa, bun, ia dăm pe ăștia. Ceva de genul. Ceva de genul. Și eu mă așa ceva. Du-te, bă, deci am păște, ce mai contează? Ia-mi păște, da, ce mai ești mecher, pum. Next. Așa ceva. Așa ceva. E, așa ceva, da. Așa ceva, da. Chiar îmi place. Chiar îmi place ce văd. 41, eu cred că am mai multe skin-uri pe grenade, dar nu sunt sigur. Cred că pe acolo am și eu 40 și ceva, o să ne uităm după aia dacă vreți. Printre care se află toate, să zicem, pentru că sunt destule skin-uri pe grenadă pe care poți să ți le iei. Uite, oare, mamă, cum se vede asta? Bă, ce șmecher se vede pe dinăuntru! Mamă, uite, oare asta pe care eu o joc, are aia de fost la Crăciun, are bomba. Bombă care la noi a apărut puțin mai târziu decât trebuia, dar măcar a apărut. Avem asta din cărămizi, avem pasta, pasta, pasta. Asta micuță, toate astea de sunt pe aici, avem până și pasta cu faraon, cu dalea, cu dalea. Da, și de acum sunt practic grenadele, pardon, pe care le au cam toți. Deci încep să mă doară ochii, ce să-i faci acum? Vedeți, n-are skin pe smoke, a zis că nu vrea să-și cumpere skin pe smoke pentru că vrea să ne lase și pe noi să mai vedem câteva chestii mai șmechere, cum ar fi skinurile pe Glual, unde ce să vedeți, are 30 de skinuri pe care vrea să ne arate, da? Și o să facem tot posibilul să le arătăm și pe asta. Deci are Angelica lui cu care se joacă, ăsta care a fost, merge, Cobra-ul, un skin între vrut și nevrut, depinde de fiecare cum îi place. Câteva acolo mai vechi, printre care astea, ăsta albastru care mi-a plăcut deși nu mi-a plăcut după aia, ăsta cu clownul care de asemenea ai jucat și restul care, nu știu, nu prea o să vezi mulți playeri care se joacă cu aceleași skin-uri pe Glual. Ei bine, Thor se joacă cu ce skin pe Glual vrea el, da? Are toate skin-urile, deci ce le interesează. Când are chef, îi schimba de pe un skin pe Glual pe altul, după aia pe altul, după aia pe altul și lista continuă. Știu că zisese cineva că n-am dat pe șlap, deci da, uite aici, cazul care am trecut peste el, are și șlapul drept Free Fire Knife, uite aici, da, bun. Și ultima chestie care este în sfârșit Others-ul, unde se cam termină aproape toată construirea acestui cont maestuos, printre care se află Crossbow, câteva skill-uri ok-ish pe lansator, ăsta pe Măgâlă și ăsta pe Gatling. Bun. Și acum, cu toate astea fiind spuse, haideți să hotărâm odată și pentru totdeauna întrebarea pe care voi ați pus-o cu foarte multă răbdare, adică cât costă contul. Deci, pregătiți-vă pentru că prețul o să vă șocheze. Thor își oferă contul pe care voi l-ați văzut de aproape o oră jumătate pentru 900 de euro. Da? Deci, în cazul în care o să fie cineva disponibil care să cumpere contul, aveți Instagram-ul acolo jos în colț unde scrie și numele melodiei, 900 de euro pentru contul ăsta. Bă, eu ce să vă zic? Eu zic că e chiar ok pentru ce a oferit, deci 900 de euro e chiar un preț foarte bun. În comparație cu ce aș fi făcut eu și ce ar fi dat alții, 900 de euro e chiar bine, adică, nu? Chiar este bine dacă își cumpără cineva contul. 900, păi doar 900, adică doar 900 mi-a zis, 900 vrea el să dea.
Bă, telefonul, iau contul. Păi du-te, Ștefane, du-te, zi pe Instagram că vrei să-ți vinzi telefonul și cumpărăți contul. Ce mai aștepți? Cumpără contul, lasă iPhone. Dar chiar zoc, ia, hai, lasă iPhone-ul și cumpără contul. Ce mai aștepți? Deci, eu v-am spus, aveți Instagram-ul lui acolo jos în colț pe ecran. Îl vedeți, Cosmin, underline, pl 21 pe Instagram. 900 de euro prețul. Un preț mai mult decât decent. Mă, este chiar ok, ți-am spus. Deci este un preț pe care chiar mă gândeam că mulți o să se ofenseze, dar se pare că mulți chiar le convine prețul pe care l-ai ales. Deci eu, ce să zic, îți doresc multă baftă să cauți sau să găsești cumpărător, na, depinde cum vrei să o iei. Și na, cam asta este contul în mare parte, level 73, cum am mai spus. Mai multe diamante băgate în cont decât văzute și făcute SS cu ele. Niște puncte frumoase acolo, 9300, și cu badge-urile nu stă rău, adică la un elite pe sare 600, după aia 600, 500, 400, deci se menține cu elite-urile, ca să zicem așa. Mă, acum ceea ce m-a făcut puțin să mă uit foarte atent la profil a fost history, unde am vrut să văd eu cu atenție cum arată meciurile pentru Grandmaster și am rămas absolut șocat să văd că la punctele pe care el le are, ia plus 26 la buia. Cu skill-uri multe. Deci, nu știu, efectiv s-a schimbat complet radical sistemul de puncte. De la plus 10 cât luai cândva pentru buia cu skill-uri, acum e plus 26. Nu știu, e o diferență radicală, cel puțin cum o văd eu. Nu știu, e pro plus diferență, nu știu, de v-am spus, aveți Instagram acolo jos. Voi contactați, voi spuneți ce vreți să faceți, cum vreți să, așa. Și el o să vă spună cum acceptă plățile, pentru că mă gândesc că și el are niște metode pe care vrea să le pună la bătaie. Bun, deci în mare parte ăsta este contul, un cont pe care am spus prețul 900 de euro, dacă nu ați fost aici ca să auziți, 900 de euro pentru contul lui Thor. Și cred că după live-ul ăsta, după ce opresc live, o să schimb numele la live-ul ăsta în Am înțeles, bine că fac ceva. Bine că mi-ai zis, Thor, să mă uit la rumori, că altfel nu mă uitam, că na, am zis că bă, hai să ne uităm din propria plăcere, să vedem și noi ce are Thor la rumori, dar m-am convins, Thor arată foarte frumos la rumori. Bun, deci ziceam că da, deci pentru 900 de euro eu zic că merită. Eu zic că e un preț foarte bine ales. Și acum haideți să intrăm frumos pe ceea ce trebuia să intrăm de la început, dar am spus că ar fi mai frumos să facem întâi ceva, un gest frumos acolo pentru cineva în nevoie. Da, acum sper că am meritat, ori sper că am meritat timpul petrecut aici, au aproape o oră jumate numai ca să prezentăm contul. Iar acum știți ce o să facem noi, o să dăm frumos aici și o să intrăm pe un cont pe care vreau să verificăm întâi câteva chestii, pentru că sunt foarte curios. Este să verificăm așa, skin-urile pe Glual, skin-urile pe grenade și skin-urile pe, nu mai știu exact, mă rog, încă un fel de skin-uri. Ok, dăm aici, două secunde, am intrat unde trebuie, am intrat unde trebuie. Bun, care era? Da? Bun, gata, am intrat. Ia uitați. Hai, ce frumos e acasă, ia uitați, vedeți? Ia uitați. Hai, ce frumos e acasă. Conturul bonsai, dar asta este. Ia ce avem aici. What? Aveți ce să deschidem? Ia stai mă așa puțin, hai să deschidem aici. Stai așa puțin, stai. Hai să deschidem aici crate-uri, de-alea. Astea noi deschidem. Ia, dăm la incubator, poate pică ceva din tichetul ăla. Incubator, hai. Pică. Și cum era, mă, să fie prost să-mi dea mie chestiile pe care le vreau eu. Că pe bune acum, nu bună cu ăsta. Bun, hai să ne concentrăm puțin pe altă chestie. Deci după cum știți, astăzi s-a băgat asta cu Peak Day Playtime, unde se află lootbox-ul ăsta cu Venom, unde trebuie să vă jucați 5 meciuri ca să puteți să îl colecționați. Un lootbox care eu la început, când l-am văzut, am crezut că este ceva parte din joc, nu este cum un lootbox, dar trecem peste. Și acum asta, stai, pentru că mai este ceva ce vreau să facem, este să intrăm la callback, unde, ia uite ce se află la callback.
Și acum haide să vedem ce se poate întâmpla cu chestiile astea. Dăm aici frumos, dăm coleg la toate nebunile, dăm de aici, dăm aici, dăm aici. Bun, și acum ia să vedem. Te joci în 120, cum adică mă joc în 120? Dacă n-am înțeles întrebarea. Bun, avem 16 etichete și avem aici 17 cutii, dintre care din 16, că una rămâne de colecție. Dăm aici și... M-am dat pe Wukong, foarte bine, și... Și o Laura, să fie primit. Acru. A, asta e că vorbea cu Doc, nu cu mine. M-am speriat puțin, de unde mă 128 DPS-uri. Da, gata, după aia am înțeles. Bun, deci hai să ne uităm așa, deci am vrut să ne uităm la skin-uri pe Glual, skin-uri pe grenadă, deci dăm așa, dăm skin-uri pe grenadă. Cu una mai mult, ha-ha! Cu o grenadă mai mult, dar mă întreb acum care grenadă, că sunt curios, deci... Thor nu cred că are grenada... Asta nu are. Nu are pe asta. Deci în rest are toate grenadele pe care eu le-am, da? Așa ar trebui, adică nu mai aduc aminte să am alte grenade pe care el să nu le aibă. Deci Thor nu are grenada asta. Iar la Glual, m-a luat, asta e. Mai vechi Elite, da, am găsit-o, uite, aia era. Din Elite-ul 7 e asta, pentru că știu bine când am cumpărat Elite PS-ul că pentru grenada asta am vrut eu să-mi iau Elite PS-ul mai mult. Nu-mi plăceau costumele, am zis că vreau să iau pentru grenadă, că arta șmecher. Da, uite, și la pumni, dacă erați curioși, na, v-am spus, nu sunt un colecționar de pumni, nici la SG-uri de 2 nu mă laud, că SG-uri de 2, ia unde e shotgun, ia, vedeți, ce mai contează alte SG-uri, ăsta e ce contează, ăsta e baza, ăsta e șmecher, ăsta e tot ce trebuie, nu vă trebuie alte scrieri cu SG-ul de 2 punct. Da, Doc, am înțeles, am văzut după aia la ce te referai, nu mai trebuie să... Ia stai așa, mai e ceva la care voiam să dau și nu mai știam. Ia aici ce pot să fac? A rămas întrebarea, deci aici clar nu vreau nimica. Din pe 5 nu mai pot să iau nimica, la instarul nu și aici i-a fost iau din astea două. Am înțeles, sunt câte zile expiră în 3 zile. Ha, mă fie acum, na, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, o să-l iau pe ăsta, nu o să stau să mai iau un cop. Dacă știu cum pică, deci cap de 5 pietre, scap de 5 pietre. Face asta, mai ce om, mai pa, plecat. Gata, am scăpat de încă un concurs. De aici acum rămâne o întrebare, să dau, să nu dau, hai că dau eu la așa ceva, hai că dau. Ați găsit și... Sunt cutii de-astea! Gata, dau acum, stai așa, stai. Deci dăm cât să dăm? Dăm... 79. În fie ce-o fi, dăm 500 de diamante, măcar dau 500, poate îmi pică măcar... Bun. Bine! Băi, ești nebun la cap. Așa da. A, bă, că e bine, mă, ce bă, bine, ce aveți? Doamne. Așa lua și zăpadă. Păi e bine atât, dacă am luat eu așa, păi e un semn, trebuie să împice și ce vreau eu. Face să dai nou, eu am spus că vreau să dau. Deci dacă vreau să dau ca să împice cutii pe samurai, da? Deci eu doar numai pentru cutiile astea vreau să dau. Dăm pentru 500 de diamante, atât. Dacă pică, dacă nu pică, asta e. Ok, o cutie. Hai, ne mulțumim cu ce avem momentan. Mele două pică din 4K, păi ce, sunt eu nebun să dau până la 4K. Ce aveți, fraților, uitați cu cine vorbiți, adică pe bune acum. Doamne, iartă-mă, cum adică mă stau eu până la 4K pentru așa ceva. Hai că dau cu skip ca să nu mai stăm, să mai lungim. A, uite, vezi, acum nu mai dă deloc ce-o de aia, deci mi-a dat două la început și după aia nu mai dă deloc. Păi și una. Hai, și încă una și-am terminat. Aici. Deci nu mai vrea să-mi dea nicio de aia de samurai. Dă-mi, bă, cutii pe... Bine. Foarte frumos. Cum era să mai dea încă una? Deci cred că Mario acum... Nu Mario, doamne, să... Ștefan mai putea de nervi. Ia unde e cutia să dăm să putem. Uite aici, claim cu fault, îi dăm mai deschidere și... Da? Lasă că piști tu. Stai așa, că mă asigur acum că să pice... Să pice cutia aia, stai așa puțin. Ia. Bă, nu vrea, bă, în joc cutie pe scar să pice, mă, uite și tu. Joc blestemat. Bă! A, bă, una singură cer de la jocul ăsta. A, dar unde, ce e prost să-mi dea, adică, pe bune. Doamne, iartă-mă, bă, uitați-vă și voi ce m-aș să fac eu pentru cutii pe scar.
Aha, da, bine. A, să știi, faină, să mai vrei tu să intri la rom orice. Măcar este, vreau să văd pe câte zile l-am, ca să știu cât mai plâng pentru toată viața asta pe care o am. Câte zile, hai că e bine. Ăsta 90. În curând cred că facem o schimbare, știi, adică dăm până pică, că... Da. Da. Mai e ceva pe aici? Nu dau la alea de la Guild Token, că efectiv nu merită. Aici, da, că ziceam de Thor, că este un strângător, eu cred că sunt și mai strângător decât el. Aici doar două cuburi, sărăci era. La creator e ceva ce m-ar pasionea să deschid, Doamne ferește, cum să-mi pasionez după de aici. Ia mă, stai așa, vreau să văd, eu cutie pe care știu că am vrut să o deschid, deși nu am vrut, pentru că mă lua tare la diamante, dar nu mai știu exact care din el. A, uite, da, îmi zbine că aici e spasul ăsta, dar nu o deschid. Sau, nu s-a băgat cutia aia? A, da, bă, nu s-a băgat încă. Nu s-a băgat încă cutia aia de care ziceam eu. Bage în viitor cutia aia cu M500-le. A, nu, a zis mic erată ăsta. Și avatarul ia unde e? Ăla cu Max-ul, ăla cu Max-ul. Sau nu e aici ăla cu Max? E aici. L-am pierdut. Da, nu-l găsesc, efect. Deci, luăm la rând, o așa. A, uite-l mă, gata, l-am găsit. Aici. Da, aceea cu M500, dar nu știu. O să aștept ziua când se bagă și după aia o să văd. Bun, și acum cred că este timpul să facem ceva ce trebuia să facem de foarte mult timp, adică să dăm claim la asta, pentru că dacă nu dau acum, cred că uit după aia să mai dau și... Da, dăm așa, dăm o viteză mare. Hai, 5.000 de cai pe oră, dăm aici, să fie bine, să nu fie rău. Gata. Opa, așa, mi-a și cutie deschis. Oh, dar ce să vedeți, oare mai avem? Oh, dar nu-mi vine să cred, l-am luat și pe băiat, vedeți, din primul spin, fraților, exclusiv la Garena Free Fire. De ce îmi pică? 5-4-4, măcar dacă pica pe XM8 sau pe Marian, mă... Da. Ah, bun, și acum oficial pot să spun că am luat chiar tot ce mă interesa, adică, da. Din Elite Pass nu mă interesa decât să dau claim, că după aia restul venea de la sine, adică am alea, am... Pageurile, am tot restul, nu mai contează, M249, încă un skin acolo să fie bine, să nu fie rău. Ia stai așa, unde-i M249 aici, Marksman, Machine Gun. Da, mă, uite-o aici, uite-o. Mai e până la Marian de 7, bună întrebare, hai să vedem împreună cât mai am oare până la Marian de 7, mai am încă. Știi, parcă mă gândesc, oare cât trebuie să, cât ar veni? Ar veni vreo 1000 de diamante, cam pe acolo. A, mă, fie ce o fie, dacă tocmai sunt 1000 de diamante, presupun că merită, că, uite, facem, a, mă, facem și XM8-ul, facem și XM8-ul de 6 măcar, văd că live-ul ăsta trebuie să fie un live de la strângător, asta e acum ce să-i faci, trebuie să strângem. Marian Max, da, așa este, Ștefan, e ceva ce... Ai așteptat cu mare nerăbdare tu. Deci facem așa, deschidem, stai. Marian, nu, așa, bun. Deci Marianu, am zis că trebuie 1000. Deci 1000 ar veni, și dacă dau așa. A, nu merită, nu. Dau atunci, dau așa, dau 5, nu. Bine, mă, dau 10. 10 cu 10, da, dăm așa, dăm 10 cu 10, vedem ce se întâmplă, poate ne pică. E mai puțin de 1000 de diamante. Asta e jalnică. Iată e tot cam pe acolo, la fel de jalnică. Cred că mai trebuie vreo 60 sau pe acolo. Mai puține. 15, bun, dăm așa. Și ce fii adecuat, să mai trebuiască încă vreo 10 sau 20 pe acolo. Ia, și ce-am zis, deci cred că mai trebuie încă vreo 20 cam pe acolo. Mă las, pa, pa, pa. Oh,
Doamne, că n-ai cum așa cea, bă, cum, bă, bă, cum, bă, 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 dintre toate chestiile posibile în viața asta, bă, bă, cum, bă, se poate, bă, fix eu singurul prost, bă. Bă, n-ai, mă, cum așa, deci fii atent, că dacă dau acum să cumpăr o cutie, o să-mi dea 3, pariu? Deci pariu că dacă o să cumpăr o cutie, îmi dă 3? Deci, ia, vreau momentul ăsta tot de pe chat, ia ziceți, dacă o să cumpăr o cutie, pariu că îmi dă 3? Deci pariu că îmi dă 3 de-alea. Așa de ciudă ce are jocul ăsta pe mine. Deci îmi dă 3 de la mai ca să maxez eu Mariano. Atât. Era 599. Cred că mă urăși puțin tu, mare mereneule, că deci tu că nu pică. Deci eu îți garantez că o să-mi pice 3. Deci fii atent, deschid o cutie, da? Deci o cutie de scârbă ce am pe jocul ăsta. Deschid o cutie. Urmă, stai așa. O să deschid. Ba nu, bă, stai, nu consumă bani de o cutie, stai așa că să te deștepți, consumăm 20 de diamante, bineînțeles. Gata. Gata, am terminat. Vedeți, n-am mai consumat diamante degeaba. Gata, și acum am terminat și cu Mariano, vedeți, arată foarte special, acum e de 6, mamă ce șmecherie, vedeți. Bun, și la asta facem altă manevră la XM pentru că... Pentru că abia îl facem de 6, o să dăm 2000 diamante, adică, na, nu mă supăr. Aici e o cauză mai nobilă, dăm așa, deci dăm 2000, facem o schemă pe care am învățat-o, adică să dăm cu ăsta. Deci, practic, iau 200 de tokene, doar că mai ieftin decât 200 de tokene. Plăcut? Adică pariurile. Păi m-am gândit după aia, știi, adică, inițial mă gândeam să iau o cutie, dar stai că, virgulă, cutia costă 50. Și eu pot să iau 20, sunt 20, știi, adică nu era value. E la Free Fire sau era de ceva timp și n-am văzut. Da, după ce mai faci update-ul, gen în prima zi, mai îți dă din când în când o chestie, ca o remediat ei, nu știu ce, dar în rest, cine știe ce. 3-4-4, vai, ce să vezi că de ciudă jocul ăsta nu o să-mi dea ce vreau eu. Am bază asta e că am cumpărat 40, o să-mi dea 30, încă una și... Încă una. Bun, gata. Acum pot spune oficial că am terminat și cu XM8-ul. Deci câte are? Este 42. Ah. Bun. Și acum, pe viitor, ne vedem cu asta. Ia uite, vedeți, Thor, vezi câte ajung, da? Vezi că în curând, în maxim 2 luni, sunt în spatele tău. Eu zic să tragi tare, să iei următoarea anul maxată, că... Sunt acolo, te aștept, te înhaț, mamă ce-ți fac, ce-ți fac, Thor, fuck. XMO Max, pleacă de aici, nu mă mai îndruma la rele, Ștefane, eu nu sunt Mario să-mi spui mie ce să cumpăr, eu îmi cumpăr ce vrea inima mea, da? Eu dacă vreau să-mi cumpăr Mariano, cumpăr Marian, vezi ce frumos arată Mariano, dar nu cumpăr XMO pentru că e jalnic, efectiv. De ce spuneam XMO cu un rate of fire când am cu 2 rate of fire, adică pe bune acum. Uite și tu, deci unde e XMO? Na, deci efectiv ăsta îi dă clasă la ăsta. Un rate of fire în loc de 2 rate of fire. Slab, rău, slab, n-am ce zice, slab. Bagă Ștefan diamante, atunci da, hai Ștefane, dacă te oferi să mă ajuți în această cauză, să maxez și eu minunăția asta, să știi că nu mă supăr. Adică nu să mă ajuți, nu se supără nimeni, adică mai faci un serviciu, sincer. Am un cont din România, nu știu, încă nu am găsit răspunsul la întrebarea asta pentru că sunt mai multe varietăți. Am văzut unele conturi care aveau criminali, altele care aveau full elituri, altele care mai mult. Încă mă gândesc ce să aleg. La roșu de clasă la ambele, mamă, dacă l-am pe la roșu de la incubator, mau. Deci să bagi incubatorul ăla cu XM8-uri, să-mi pice încă două blueprint-uri și gata, ăla e. Ăla e al meu, ia uite, vedeți, avem și ăsta, nu mai trebuie curățenii asta, îl avem pe ăsta, acum e și mai șmecher ăsta, are acuratețe loc de range, bine, nu se da. Așa este, de unde știi, de unde e ghicii royale, de unde știi că nu mă place jocul ăsta, cine ți-a zis? Nu-ți fac nimic, că n-am bani. Ai, bă, Maxi, și XM8-ul ce are, n-am voie. Nu costă mult. La incubatorul, n-a fost să fie, adică nici n-a fost blueprint la top-up, a fost atunci când a băgat a doua oară și atât, că în rest n-am vrut să dau, că știam că o să rupă. N-a fost nici reducere, am zis clar nu merită. A, și
că ziceam de blueprint-uri, deci avem așa, avem... avem, da, adică, Schmecher, Schmecher. Deci da, 8 la Samurai, 5 la MP40, în continuare nu o să cumpăr niciun MP40 dacă erați curioși, nu o să mă intereseze niciun MP40, punct. Am banii, atât. Pe care ăsta la care nu mersi, la graffiti de-abia aștept să apară, ăsta au rămas de data prece trecută. Aici două, habar n-am de ce am două, dar apare tam două, și la Samurai două, dar habar n-am nici de ce am două. Dar apare tam două, deci ce mai contează. Dar fii atent că au rămas tokenele astea cu Max. Deci gen au rămas salvate, dar... Am înțeles. Păi cred că în cazul ăsta mai bine dădeam și eu la eventul ăla să-mi iau avatarul și bannerul de la Air Max. Așa... E de la M4. Fara motor incubator 16. Blueprint-ul la M4. Mamă. Da, bune. Uite-l și pe ăsta Trevor, familia voastră ce l-a apucă. Ia pleacă, bă, nu spamezi tu la mine cu Dumnezeu. Bă, pleacă, bă, de aici că am văzut. Mă doare capul ăla că ți-am văzut de-aia pe live-ul de la Arena Free Fire România. Pleacă de aici cu Dumnezeu, tu nu-ți dau... După 5 minute ne vedem, tu după ce te miluiești mai bine pe live-ul meu. Vai, Doamne, vine Doc să-mi miluiască mie chat-ul cu Dumnezeul lui. N-ai vere cum așa ceva, era așa liniște, mă uiți eu pe chat și văd acolo tot chat-ul mai cu Dumnezeu. Alea, Doamne, n-ai mă cum așa ceva, n-ai cu cine. Asta mai dă time-out. Păi da, gen poate dea time-out, dar și-a luat el time-out de la mine, știi? Adică e în care putere, dar e și la bloc. Aola. Mă, ce să vă zic, nu știu, cred că... Am aici o să terminăm și cu live-ul ăsta, un live care a durat o oră jumate, cred. Da, o oră jumate și aproape o oră 40-50 pe acolo. Mersi tuturor care ați fost aici. Na, acum o să ne vedem cu live sâmbăta viitoare. Nu știu exact ce o să avem programat pentru sâmbăta viitoare, dar o să vedem. Ideea este că vreau să mutăm live-urile doar seara, adică live-ul de sâmbătă s-ar putea să fie doar live seara și după aia duminică încă un live seara, dacă va fi încă. Da? Și cam atât. Deci live-urile pentru după amiază o să fie oprite, anulate, ați înțeles ideea. În continuare, weekend plăcut în continuare și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa! Be the legend.